onorat public, invităm acum ansamblul etnofolcloric Opincuța Zâmbrăin, director artistic Anatol Crețu, care ne va demonstra că dragostea de cântec este cel mai frumos sentiment, pentru că omul, înainte de a învăța a vorbi, învață a cânta de la mamă și crește cu cântecul de dor, de dragoste, de suspin, de voie bună. Cântecul popular care ne alină durerea și ne aduce bucurie în suflet. Ansamblul etnofolcloric Opincuța Zâmbrăin, director artistic domnul profesor Anatol Crețu. Să trăiți! Ansamblul etnofolcloric Opincuța Zâmbrăin, director artistic domnul profesor Anatol Crețu.